vedea în titlu, iarăși am bușit ecosportul. Ce se vedeți, nu repară Ford. Foarte dezamăgit și foarte supărat. Sau bună seara, depinde când priviți acest vlog. De obicei, eu le filmez dimineața și din instinct zic bună dimineața, dar eu le postez de obicei seara, pentru că așa mi-arată statisticile de la YouTube, că atunci practic am cei mai mulți urmăritori pe canal. Dragilor, am zis să dau rec la cameră astăzi, pentru că nu am mai făcut de mult așa un daily vlog din ala clasic, combinație între casă, mașină, ceea ce mai am de făcut astăzi. Am aici un post-it cu tot felul de activități. Dați așa să nu dăm date nașpa. Printre care avem și o ședință, avem și un contract desemnat. Însă, după cum puteți vedea în titlu, iarăși am bușit ecosportul. De fapt, nu este vina mea, așa cum nu a fost vina mea nici tura trecută când s-a întâmplat treaba asta. A intrat un domn în mine undeva prin septembrie, până a făcut actele cu cei de la asigurare, mai exact Axeria Yard sau... Până când am trimis și eu documentele, până când au revenit și ei cu răspuns, bine... Mai greu a fost până am trimis eu documentele, pentru că nu am avut timp, efectiv, a fost foarte, foarte ocupat. Și știam că am timp, evident, ca să pot să fac chestia asta. A durat ceva timp și iacătă că săptămâna trecută mi-au dat devizul de plată, au vrut să-mi dea în regim propriu undeva la 1100 de lei. Da? În contextul în care bara mea este franjul. Și știți că am mai vorbit despre chestia asta și faptul că este un pic scumpă, vine și greu și așa mai departe. Nu mai vreau să mai intru în subiectul acela. Însă am cerut să fie reparată mașina într-un service autorizat. Ei bine, abia acum intervine partea interesantă. Faptul că efectiv care s-a ocupat de această daună este de undeva de prin Bihor, parcă. Eu mai știu exact, oricum, din partea din vestul țării. Și i-am spus că doresc să merg la reprezentanță, să fac mașina la reprezentanță și el a spus, da, sigur, e super ok, merge acolo. Explică de faptul că ei trebuie să trimită ordinul de plată către noi, iar noi le virăm bănuții în cont undeva la 3-4 zile, căci că plătește foarte repede această firmă. Ok, am fost la Ford, ce să vedeți? Trebuie să plătesc eu dauna și apoi să-mi recuperez banii de la asigurare. L-am sunat pe domnul de la asigurare, i-am zis chestia asta. El spune că nu se poate așa ceva, că ei nu au dreptul să-mi îngrădească alegerile mele, doar că el nu înțelege că neavând contract cu cei de la Ford de la Galați, efectiv nu se poate face chestia asta, pentru că nu ai cum. Am sunat și la Brăila aceeași poveste. Ca idee, una peste alta, nu-i recomand pe ăștia de la Axeria. Eu, după ce o să-mi expire asigurarea la Turan, o voi face în altă parte, îmi asum 300-400 de lei în plus, dar nu vreau să aud, cu toate că nu mă afectează pe mine, dar uite, se mai întâmplă poate să lovești pe cineva, să atingi, să-i dai asigurarea și săracul om se chinuie. Adică eu m-am chinuit deja cu ei, sper să se rezolve într-un final, sunt convins că se va rezolva, doar că cu multă bătaie de cap și nu mi-ar plăcea ca altcineva să se chinuie așa de mult cum mă chinuie eu cu ei, tocmai de asta îmi doresc să nu mai aleg Axeria de acum încolo. Bun, cam asta este treaba cu mașinuța, ceea ce vreau să vă arăt, sunt câteva update-uri pe partea de logo, la Zâmbete în Culori, pentru că am făcut un logo senzațional de frumos și îl puteți vedea în toată splendoarea. Nu știu cât o să pună zoom pentru că filmez static, dar o să vi-l pun aici pe ecran ca să-l vedeți și voi mai bine. Și ceea ce vreau să vă mai spun, pentru că mulți dintre voi la evenimente dați tag paginii de Instagram, ei bine, o să facem o pagină de Instagram unificată, adică o să unim Zâmbete în Culori fotografii cu cabina foto Zâmbete în Culori. Deci să facem 2 în 1, pentru că, bine, 2 în 1, chiar 3 în 1, pentru că avem și video 360, o să-l băgăm și pe el acolo. E destul de dificil să te ocupi de 3 pagini odată, plus că cu 360 eu nu am avut așa de multe evenimente și să fac o postare odată la o lună, poate și mai mult, nu mi se pare rezonabil, doar ca să vadă omul niște clipuri. Și așa prefer să fac o pagină de Instagram și să pun din alea repere, din acelea, știți, cu cabină, 360 și așa. În momentul în care vreți să vedeți portofoliu, o să fie acolo pe Instagram. Dar o să mai anunț eu zilele astea sau, nu știu, poate chiar luna asta, dacă reușesc, să-l fac, pentru că este destul de multă treabă, volumul de muncă este din ce în ce mai mare și ne bucurăm pentru chestia asta, pentru că, na, asta ne dorim să facem, asta facem, logic. Bun, ne vedem din mașină. Bun, fraților, am revenit din mașină. Hai să-i dăm un call start să vedem cum e.
Bine, deși n-a fost așa de frig, dar... Ce vorbești, mă? Tank! Deci mașina asta are 60 și ceva de mii de kilometri, 66 de mii de kilometri. Și vreau să zic că o să fac un vlog dedicat despre asta, dar așa, ca un mic update, sunt foarte mulțumit de ea. Foarte, foarte mulțumit. Mă duc și eu către curier, după care merg... Unde merg? Stai să mă duc aminte. Deci trebuie să ajung la curier, trebuie să ajung la Altex și după aia la Ivas și cam atâta. Prin oraș, cred. Este că iar uit că nu mi-am luat post-it-ul la mine, dar parcă atâta aveam treabă în oraș. A, și trebuie să merg să și mănânc ceva. Da, deci ca să înțelegeți, eu îmi pun pe lista zilnică inclusiv faptul că trebuie să mănânc. Pentru că dacă nu trec chestia asta, uit, mă iau cu treaba și nu este ok. Mai revin cu cadre de pe parcursul zilei. Bun, am revenit din nou, foarte dezamăgit și foarte supărat. Am fost la Skoda, da, deci se vede sediul aici, pentru că v-am spus, știam că sunt parteneri Axeria. Într-adevăr, sunt parteneri Axeria, doar că ce se vedeți, nu repară Ford. Nu repară Ford. L-am sunat din nou pe domnul reprezentant și mi-a spus că un alt reprezentant de la Axeria, de fapt, nu acel domn care cu acel domn care mi-a făcut dosarul de daună și mi-a zis că încearcă dânsul cumva să-mi dea o listă parteneră cu serviciurile ca să putem să rezolvăm problema cu bara, da? Deci, ca să înțelegeți, un agent de vânzări sau ce o fi el cu daunii, cu fini, nu știu exact ce atribuții au, dar înțelegeți voi, un reprezentant al acestei societăți nu îi se pune la dispoziție o listă de asiguratori. O listă de servicii parteneri. Ori nu vor să pun la dispoziție că poate cumva, eu știu, te dai bătut și nu mai repari sau habar n-am, deși nu văd cu ce afectează pe ei chestia asta, ori efectiv este o bătaie de joc. Deci această firmă este o bătaie de joc. Nu vă recomand niciodată și am mai zis asta și în intro sau când am mai zis, nici nu mai știu exact, sincer vă spun că chiar m-am enervat pentru că nu mi se pare normal tu ca firmă să nu ai o listă cu serviciurile cu care colaborezi. Deci ei colaborează, dar nu știu cu cine colaborează, dacă am înțeles eu bine. Și cred că am înțeles destul de bine. Acum o să merg la alt servis, un servis unde oarecum mă știu acolo cu niște băieți. Sper să rezolvăm, sper. Sau ei cred că mai mult ca sigur ar vrea ca să accept plata în regim propriu, ceea ce este o aberație. Deci toată reparația costă undeva la 3000 de lei și ei îmi dau 1000 de lei. Cum să accept 1000 de lei? 1100 de lei, de fapt. Cum să accept 1100 de lei? Dar restul cine plătește? Atâta timp cât nu a fost vina mea, frate. Mergeam pe stradă, da? Pe unde să merg? În pădure? Pe unde să merg? Ca să nu mă mai pup în cur lumea. E a doua oară când pățesc treaba asta. Și ce credeți? Acum, ca să vă mai dau așa o mică, un mic update, că n-am dat prea multe detalii despre toată treaba asta. Același lucru ca data trecută. Dacă tura trecută m-a lovit domnul respectiv în fund la ultimul leu pe motiv că a crezut că am plecat, de data asta s-a întâmplat la sensul girator de la Shopping City, pentru cei care sunteți din Galați, pe același motiv. A crezut că am plecat. Nu mai știu ce să mai zic, deci vă spun sincer, nu mai știu ce să mai spun. Nu știu unii să grăbești lumea asta și dacă te grăbești, în momentul în care bagi piciorul în accelerație, te uiți în față. Nu te uiți stânga-dreapta și pleci, pentru că poate prostul ăla din față, respectiv eu, nu a plecat. Ce să vezi? Nu a plecat. A dat prioritate, ceea ce asta trebuie să faci într-un sens giratoriu, să acorzi prioritate celor care circulă în interiorul sensului giratoriu. Da, nu mai zic nimic. Foarte dezamăgit sunt de tot ceea ce se întâmplă și nu numai de treaba asta, dar exact ce vă spuneam și înainte cu oamenii care consideră că ei au dreptate, dar de fapt nu se uită cât de prostii fac. Bun, mai revin cu cadre, nu știu, să vedem ce mai reușim. Măcar vestea bună este că a reușit să mai închei încă un contract cu cabina foto, de fapt două contracte și cu asta desemnat azi trei. Deci facem bănuți ca să putem să reparăm daunele făcute de alții. O zi bună să aveți! Gata, hai că astăzi e ziua în care filmăm de pe toate device-urile. Am filmat de pe cameră, de pe GoPro și acum de pe telefon. Am ajuns la alt servis, pentru că într-un final domnul mi-a dat lista. La Iața, un servis multimarcă. Și să vedem dacă reușim aici să facem ceva.
Eu zic că reușim, da. Nu știu, vitem. Gata, fraților, am terminat la service. Bine, pentru moment, mașina a intrat în service, pentru că s-a mai constatat încă o chestie. Aveam și haionul strâmb, dar eu n-am văzut chestia asta. Am venit să mănânc ceva. Bine, deja m-am bucat, dar fac acest trag dublu asta acum de la jumătatea mesei. Apoi o să merg din nou acolo, să vedem ce se mai întâmplă. Când te stuc mașina la reparat, important e că am găsit odată serviciul ăsta și se poate rezolva. Exact așa cum cerce la seria, să trimită OP-ul către ei, să facă ei direct plata. Dar mai revin cu update-uri pe măsură ce le mai am eu și vedem ce mai avem de făcut astăzi. Dragilor, ziua este pe terminate, așa că mergem să semnăm un contract, exact așa cum am zis, avem aici tot contractul, avem și mapele personalizate pe care n-am apucat să vi le arăt până acum, avem și un album foto cu o grămadă de fotografii, mă uit și la semafor în același timp, o grămadă de fotografii ca să vadă clientul și calitatea și cam ceea ce facem noi. Suntem într-o mașinuță interesantă, e ceva de curtoazie. Mașinuța mea este ok, s-a făcut o reconstatare, trebuie să mă cheme din nou la service pentru că s-a demonstrat că avem și haionul un pic pușit, eu n-am văzut chestia asta, nu știu cum mi-a scăpat, trebuie să fac reconstatare, deci va mai dura ceva, dar important e că am găsit service-ul și reușim să o reparăm într-un final. O să fac outro drag de acum pentru că după semnarea asta mai mergem la încă o ședință, norocul nostru e că toate sunt una lângă alta și e super ok. Și nu pot decât să vă zic atât, nu uitați, dați un like și un subscribe acestui canal de YouTube, dați și un follow pe Instagram, ConstantinN18, și nu uitați că cea mai tare cabina foto este gata să vă încânte evenimentul, așa că dacă vă doriți, trebuie doar să ne scrieți și discutăm în baza unei oferte. V-am pupat, toate cele bune, aveți grijă de voi!